Bună seara, dragi români, domnule prim-ministru Ludovic Orban, onorați membri ai Guvernului României. Astăzi, guvernul a fost votat, învestit și a depus jurământul în condiții foarte speciale din cauza epidemiei de coronavirus. În primul rând, felicitări noului guvern și le doresc mult succes. Apreciez în mod deosebit votul care s-a dat astăzi în Parlamentul României. Astăzi, din Parlamentul României, s-a transmis un mesaj de unitate. Sunt foarte bucuros să constat că majoritatea parlamentarilor și partidelor parlamentare au înțeles importanța acestui moment, greutatea acestui moment și nevoia unei acțiuni unitare pentru România și pentru români. Prima prioritate pentru noul guvern este, evident, continuarea luptei împotriva epidemiei de coronavirus, continuarea luptei pentru a gestiona eficient întreaga criză care s-a generat. Guvernul care își preia acum mandatul este guvernul care și până acum a lucrat cu motoarele turate, a lucrat bine pentru a gestiona această criză. Acum, cu toate forțele, vom continua această luptă. Noul guvern și împreună cu mine ne vom dedica toate energiile, 100% pentru a gestiona eficient această criză. Și, evident, după ce se termină această criză, pentru a guverna foarte bine pentru români și pentru România. Este foarte important ca măsurile care vor fi luate să fie luate la timp, să fie luate în așa fel încât să prindă. Iar pentru a face posibilă această luptă cu toate instrumentele prevăzute de lege, am decis să decretez stare de urgență la începutul săptămânii viitoare. Această stare de urgență va face posibilă alocarea de noi resurse importante pentru gestionarea crizei. În acest fel, guvernul va avea posibilitatea să aloce mai mulți bani domeniului sănătății, mai mulți bani pentru medicamente, mai mulți bani pentru aparatura medicală absolut necesară. În același fel, această situație va permite să se realizeze achiziții într-un timp foarte scurt, cu proceduri simplificate, punând astfel la dispoziția guvernului toate instrumentele necesare pentru a gestiona în modul cel mai eficient criza generată de coronavirus. Dar, dragi români, autoritățile își fac treaba. Guvernul și-a făcut treaba și până acum foarte bine, dar singuri nu vom reuși să facem decât o parte din treaba care trebuie făcută. Avem nevoie de voi, dragi români, avem nevoie de voi ca să respectați îndrumările, indicațiile autorităților. Avem nevoie să respectați regulile de igienă care sunt transmise pe canalele publice și da, avem nevoie
să evitați contactele care nu sunt absolut necesare. Știu că acest lucru este puțin mai greu și da, avem nevoie să vă informați corect. Să vă informați corect din surse publice, direct de la autorități. Pentru a veni în sprijinul părinților care au copii de vârstă școlară, am promulgat tot astăzi legea care permite părinților, în condiții speciale, când școala este suspendată, să stea acasă ca să îngrijească copiii. Dragi români, împreună și numai împreună vom reuși să trecem cu bine și peste această criză. Vă doresc tuturor multă sănătate. Mulțumesc!